Iarna s-a așternut peste Muzeul Național al Satului din București, de unde, duminică de duminică, venim pentru dumneavoastră cu emisiunea Magazin Folcloric. Și astăzi poposim în casele dumneavoastră și vă aducem materiale inedite care sperăm noi să fie pe placul dumneavoastră. Așadar, începe Magazin Folcloric! Duminică de duminică aducem pentru dumneavoastră povești. Povești despre cultura tradițională, povești despre muzica populară. Astăzi îl avem alături de noi pe Nicu Mâță, un tânăr interpret basarabean, care a venit alături de noi pentru a ne împărtăși puțin din cunoștințele lui despre ceea ce noi numim astăzi muzică tradițională, muzică populară și despre întâmplări frumoase din ceea ce ai acumulat până acum din experiențe. Bine ai venit, Nicu! Bine v-am regăsit, chiar dacă sunt pentru prima dată la emisiunea voastră,
ne-am mai întâlnit cu alte ocazii, la diferite filmări și îmi face o deosebită plăcere. Nicu, tu vii dintr-o zonă frumoasă, o zonă pe care nu știu câți dintre oamenii de aici o cunosc în adevăratul sens al cuvântului. Spune-ne mai multe despre frumoasa Basarabie. Frumoasa Basarabie este pe cât de frumoasă, pe atât de neînțeleasă, într-un fel, pe atât de necercetată și cărările acolo chiar sunt destul de încurcate în ceea ce privește muzica tradițională. De la bun început vreau să vă spun că ce vorbim noi aici sunt păreri subiective ale noastre, nu încercăm să dăm verdicte în ceva, pur și simplu sunt anumite concluzii pe care mi le-am făcut eu un timp în micile mele cercetări, fiindcă am fost și eu în anumite expediții când eram la conservator și o experiență deosebită a fost festivalurile și anume în festivaluri mi-am pus probleme legate de Basarabia și muzica de acolo. În general, Basarabia, după cum știm, face parte din zona Moldovei, împreună cu celelalte zone etnografice, dar este o zonă în care se cântă și muzică oltenească, și muzică muntenească, și muzică bulgărească, și muzică găuzească. Este un mix de muzici. De fapt, așa este și populația Basarabiei. De la zona reprezentativă a Basarabiei, ne întoarcem la Nicu Mâță, interpretul de muzică populară. Îmi place mie și, dacă îmi permite să spun, unul dintre tinerii care au multe de spus, poate știu mai multe să ne spună decât alții din tânăra generație. Și mă refer asta pentru că știu că tu ai o bază foarte bine consolidată privire la cunoștințele tale atât muzicale cât și culturale. Spune puțin despre formarea ta profesională. Am terminat liceul la mine în localitate. Liceul se numește Ștefan cel Mare și Sfânt. Din păcate, în curând e posibil să se închidă, fiindcă în Basarabia, la fel ca în România, copiii, în general, sunt din ce în ce mai puțini și chiar din cauza emigrării, probabil, acest liceu se va închide. După asta am mers la conservator, la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. A durat 4 ani facultatea. Facultatea se numește foarte frumos și pompos Arte Instrumentală, Muzicologie și Compoziție. Eu am făcut secția de folclor și după ce am terminat conservatorul am venit la un master la București, la Facultatea de Istorie. Masterul se numește Istoria Artei și Filozofia Culturii. Aici v-am întâlnit și pe voi și cam așa am ajuns eu la București. Cum ai văzut această trecere de la absolvirea liceului și conservatorului în Chișinău pe domeniul folclorului și revenind în București pentru studierea artei și filozofiei, culturii și istoriei totodată? N-a fost un domeniu oarecum schimbat? Dacă ai studiat folclorul și ai venit să studiezi filozofia? Nu neapărat schimbat, fiindcă în muzică, în general, muzica face parte din arte. Eu doar mi-am dorit să înlărgesc orizonturile și mi-am dorit această schimbare și a fost binevenită. Mi-a fost foarte util acest master, fiindcă, în general, la istoria artei am văzut mai multe lucruri, în general, fenomene legate de curente artistice și mi-am lărgit într-un fel spectru, dacă se poate spune așa, și bineînțeles de fiecare dată am încercat să fac o paralelă cu muzica tradițională, cu muzica populară, adică pe ceea ce mă interesează pe mine. De la Chișinău ai ales Bucureștiul. A fost o decizie personală sau efectiv aici ți-ai dorit tu să îți desfășori pe viitor activitatea? De la bun început, bineînțeles că nu m-am gândit că o să rămân la București, dar în timp m-am îndrăgostit de acest oraș și îmi doresc aici să rămân pentru totdeauna. Bineînțeles, nu știm ce vine, ce surprize ne pregătește ziua de mâine. A fost o decizie a mea, o decizie legată de studii, dar nu m-am gândit de la bun început că o să rămân aici. În schimb, am rămas. Am vorbit până acum despre omul Nicu Mâță. Vreau să vorbim și despre interpretul Nicu Mâță, dar înainte de toate vreau să te întreb, Nicu, și să ne spui, să ne elucidezi acest mister, dacă putem să-i spunem așa. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți, dar Nicu Mâță de fapt este un Ion, nu este un Nicolae așa cum credem. Da, povestea este una legată de momentele în care abia mă născuse. La mine în familie și bunicul și tata sunt Ion, respectiv ai mei au dorit să continue această tradiție, dar le-a plăcut foarte mult numele Nicu.
Ei mi-au pus numele Nicu, crezând că Nicu vine de la Ion, când de fapt Nicu vine de la Nicolae. În schimb, în buletin și la biserică am rămas Ion în continuare. Toți prietenii, toți apropiații și în general lumea mă cunosc drept Nicu. Dar sunt câștigat, fiindcă sărbătoresc și Sfântul Nicolae și Sfântul Ion de mai multe ori pe an. Și mai am încă un avantaj, că de obicei în Basarabia se sărbătoresc pe stil vechi și respectiv totul este dublu și sunt fericit din punctul ăsta de vedere. Vorba cântecului tău, cine-i botezat Ion? Apa acela-i strașnicon, Ion-i tata și bunicu, Ion afiș acela micu. Exact. Nu degeaba am amintit de versurile astea, pentru că aș vrea să facem referire la repertoriul pe care tu ai reușit să-l concretizezi într-un material, cu foarte multă muncă în spate, pentru că cu toții știm că nu este foarte ușor să-ți adun material și să realizezi un album pe sufletul tău. Eu știu că tu ai făcut acest lucru și aș vrea să ne vorbești puțin despre repertoriul tău. După cum v-am spus mai devreme, după întrebarea lui Paul, că în Basarabia sunt anumite probleme legate de repertoriu. Bine, în general, problemele legate de repertoriu au devenit... sunt cam peste tot, fiindcă mai ales noi tinerii fiind la început de drum încercăm să ne facem remarcat printr-o anumită piesă, printr-un anumit subiect cântat. Eu, bineînțeles, prin repertoriul care încerc să-l abordez, nu reinventez nicio roată, decât încerc să aduc cântece care să placă oamenilor. Datorită unui prieten care îmi face, lui Mihai, care îmi face versurile împreună cu el, prin discuțiile cu el, încercăm, chiar dacă avem aceleași subiecte, încercăm totuși să găsim o altă nișă. Chiar dacă subiectul Mama, de exemplu, a fost cântat, el de fiecare dată încearcă să găsească o altă latură. Sau chiar Ion, îl avem în atâtea cântece. Poate este o exagerare, o să creadă cineva ceea ce zic, dacă poate mă nășteam într-o zonă în care muzica tradițională era mult mai conservată, Gorj, Maramureș, Bucovina, nu trebuia să recurg la asemenea lucruri, trebuia decât să merg în expediții, în culegeri și de acolo să aduc la lumină cântece vechi. Eu am încercat să găsesc cântece în Basarabia, dar să știți că oamenii de acolo mi-au cântat muzică, de la muzică bănățeană până la romanțe. Adică, practic, oamenii din Basarabia cântă ce au auzit la Radio România. Cum vezi această situație? Cântecele oarecum în decursul timpului și-au pierdut din consistența zonală și efectiv oamenii au adoptat, dacă pot să spun așa, cântece din alte zone etnofolclorice. În general, țăranii nu au știut etnografie, ei au cântat ce le-a plăcut, poate ce a fost inedit și nou, cu atât mai mult că eu, de exemplu, pentru zona Moldovei, pentru Basarabia, tind să cred că aceste cântece din alte zone au venit prin două căi. Unul, am zis, Radio România, fiindcă era un nucleu important de promovare a muzicii tradiționale, și este. Și al doilea, în perioada interbelică în Basarabia au fost trimiși foarte, foarte mulți profesori din diferite zone etnografice. De asta, într-un sat poți să găsești un cântec din Ardeal sau unul din Banat sau unul din Oltenia. Nu asta este cel mai grav lucru. Important că se cântă muzică românească, important că folclorul de acolo este viu. Și apropo, Paul sau Andreea, dacă ați era la noi o glumă la un moment dat făcută, o glumă reușită făcută de un muzicolog de la Chișinău. Dacă ați pierdut vreun cântec din Ardeal, deal îl găsiți în Basarabia. Într-adevăr este o glumă reușită, dar trebuie să clarificăm puțin și să spunem că într-adevăr muzica circulă, folclorul a circulat prin diverse modalități, însă ai găsit și adevărate, să le spunem, bijuterii în cercetările tale și te rog să ne spui despre ele. Bineînțeles că am găsit lucruri valoroase, demne de toată aprecierea și unele dintre ele le-am adus în festivaluri. Toate cântecele tradiționale au o valoare, în primul rând, folclorică. Nu putem, deja faptul că noi ne selectăm repertoriu ține de gustul nostru, bineînțeles că este subiectiv. Când mergi în expediții, oamenii pur și simplu încep să cânte fără să țină cont că ăsta e cântec de dragoste sau ăsta e cântec de înstrăinare. Tu te duci acasă, asculți ce ai imprimat și încerci să vezi ce ai găsit nou. Am găsit în Basarabia o doină deosebită chiar la mine în Fălești, am mai găsit o baladă în sudul Basarabiei. De fapt, eu am încercat să-mi fac datorie de bun cetățean și am încercat să
merg în diferite zone din Basarabia, am mers în nordul Moldovei, mama mea este de la Edinez, de acolo, din câteva sate, toate împrejurimile Făleștiului, la fel am fost în sudul Basarabiei. Muzică există, bineînțeles. Poate a trebuit să am eu mai mult curaj ca să aduc poate mai multă muzică din asta veche, dar după cum v-am spus, dacă mi este permisă o statistică, din 10 melodii care mi cânta un om de la țară, poate una era dintre ele era locală, restul erau de la Radio România. Dacă îmi permis puțin, aș vrea să dau din casă și să le spun telespectatorilor noștri că interpretul Nicu Mâță nu face numai cercetare de teren. El face și o cercetare a muzicii în general, pentru că știu eu că tu iubești nu numai muzica populară, fie vorba ea tradițională, că din fericire mai găsim și înregistrări de acest gen. Vorbește-ne puțin și despre cercetarea de cabinet. Eu cred că exagerăm un pic lucrurile să nu-și facă impresia telespectatorii că eu fac cercetări și astăzi în sensul de teren. A fost o perioadă în care cât eram la conservator am fost în acei 4 ani în expediție. A fost o datorie a mea și de student și de viitor interpret și recomand tuturor. Chiar dacă nu o să găsiți neapărat piese noi sau care puteți să le aduceți în scenă, întâlnirea cu oamenii pământului, oamenii de la țară te marchează și este foarte important să nu pierdem această legătură. Cercetarea continuă fiindcă de fiecare dată ne dorim să avem cântece noi, dar să nu creadă oamenii că eu stau doar în bibliotecă sau încerc să mă actualizez. Dar spune-ne drept câtă muzică asculți tu de drept și cum a pornit toată dragostea asta pentru muzică? Nu pot să zic că este un moment fix în care s-a pornit un declic. În timp, te îndrăgostești, te reîndrăgostești, redescoperi. Sunt interpreții mari care m-au marcat și după asta revii la cântece. De exemplu, zilele trecute m-am reîntors la un album care l-am ascultat în perioada care eram anuntit la conservator și parcă mi-a trezit exact aceleași emoții. Deci muzica parcă ne poartă și niște amintiri. Vorbind despre repertoriu, ai adus aminte de cântece pe care le-ai luat și le-ai prezentat în festivalurile de folclor. Pentru un tânăr interpret, pentru un interpret în formare, pentru un interpret la început de drum, aceste festivaluri de gen, festivaluri de folclor din diverse zone ale țării, eu cred că sunt foarte importante. Cum a fost pentru tine această perioadă a concursurilor? Și mai importante, fiindcă eu nu exagerez dacă vă spun că prin festivaluri trebuia să mă cercetez pe mine, să văd ce costum aduc în scenă, să văd ce repertoriu aduc în scenă. De exemplu, ăsta este un costum de la Suceava, de la Rădău, din Bucovina, fiindcă în Basarabia și problema costumului este una asemănătoare cu cea a cântecului și am zis că decât să port ceva îndoielnic, iau ceva autentic fără să mă risc. Pe lângă faptul că în concursuri ai experiența publicului, a orchestrei, a monitorului în care trebuie să te auzi, a realizatorilor cu care începe o colaborare, îți întâlnești oamenii care îți devin prieteni în timp. Ăsta este un filtru bun. Pentru că vorbim despre muzică și totodată despre zona ta de proveniență. Îți este dor de acasă? Sau mai bine zis, ce îți lipsește cel mai mult de acasă? În primul rând îmi lipsesc ai mei, părinții mei, rudele mele, Sofica, nepoțica mea. Mi-e dor de o dimineață în care te trezești și mergi pe drum și toți oamenii se salută sau vine un vecin la tine și zice bună ziua, am venit să văd ce mai faceți, fără un motiv anume, fără să vină să ceară ceva sau să-l ajuți cumva. Un lucru firesc, un lucru normal. Există și asemenea momente și în zona urbană și în civilizația modernă, dar din cauza că ne grăbim prea mult sau poate din cauza că toți oamenii își doresc să câștige o bucată de pâine cât mai bună, lucrurile simple dispar. Și poate de asta mi-e dor cel mai mult, de lucrurile simple, firești, normale. Nicu, am să vin acum cu o întrebare, dacă putem să spunem mai delicată. Unde te simți tu ca și acasă?
Acasă, acasă, bineînțeles, că înseamnă la mama și la tata, adică locul în care m-am născut, acolo unde se produce întâlnirea cu lumea. Copilăria este acasă, în copilărie ești acasă. Și acasă ești acolo unde ai perna și patul. Și acolo, acasă ești acolo unde te simți bine tu cu tine însuți. Deci eu mă simt acasă și aici la București și acasă la mei la Fălești. Dacă poate o să am ocazia să merg în, nu știu, Norvegia și o să mă simt bine 6 luni acolo și o să am un confort spiritual deosebit, o să pot să numesc acasă. Pentru mine acasă înseamnă în primul rând locul în care tu te simți confortabil. Dar acasă în sensul copilăriei este acasă la mama și la tata. Dacă am revenit la muzică și tot acasă, știu că materialul pe care l-ai realizat anul trecut, înregistrat cu Orchestra Lăutare din Chișinău și maestrul Nicolae Botgros, s-a bucurat și se va bucura în continuare de aprecierea tuturor celor ce-l vor asculta, pentru că urmează să-i faci efectiv lansarea pe piața largă. Spune-mi puțin despre cât de greu a fost să realizezi și de cât timp muncești la acest material. Greu, din punctul meu de vedere, nu este atât de greu cât îți, fiindcă lucrurile când le faci cu pasiune nu mai observi faptul că ți este greu. Nu este greu, bineînțeles. Aproape 4 ani am lucrat la acest album. E greu să fii original, nu faptul că am lucrat la el, fiindcă tot am făcut cu pasiune și cu dăruire. Sper ca oamenilor care o să asculte măcar câteva piese de pe acel album să se regăsească sau să simtă muzica românească sau ceea ce mi-am dorit eu să redau în general în acest album, fiindcă am și câteva piese pe acest album care, zic eu, sunt inedite și merită toată atenția. Acum să vedem ce surpriză ne pregătește și ziua de mâine. Nicu, pentru tot ce ai realizat până acum, vrei să mulțumești cuiva? Sunt mai mulți oameni cărora trebuie să le mulțumesc. O să încep în primul rând cu mama și cu tata, fiindcă de suportul lor m-am bucurat mereu, adică tot timpul, necondiționat, și le mulțumesc cu acest prilej, le mulțumesc foarte, foarte mult pentru încredere și pentru faptul că au acceptat ca să mă îndepărtez ușor, ușor de ei, geografic vorbind. Sunt mulți oameni cărora trebuie să le mulțumesc, mulți profesori pe care i-am avut aici și acolo, multe personalități din muzica populară care mi-au întins o mână de ajutor. Îi mulțumesc lui Mihai pentru faptul că se dăruiește și îmi scrie texte deosebite. Mulțumesc maestru Nicolae Botgros pentru tot sprijinul de până acum și pentru faptul că mereu a avut o atitudine cât se poate de prietenească și de frumoasă. Mă refer la faptul că de fiecare dată m-a invitat la cele mai frumoase spectacole care au fost și aici și acolo, adică și în România și în Basarabia. Mulțumesc doamnei Sofia Vicoveanca, cu dânsa am o relație deosebită și mă rog de sănătate și să, pur și simplu, întâlnirea cu ea, am mai zis și în alte interviuri, m-a marcat și o să continui să repet asta, fiindcă este o bucurie să o cunoști. Doamna Niculina Stoican, domnul Petrică Mățu Stoian, doamna Elize Stan și mulți, mulți, mulți alții. Dacă cumva am uitat să numesc pe cineva, îmi cer scuze, asta nu înseamnă că nu țin la voi și nu vă sunt recunoscător. Și o să mulțumesc neapărat tuturor colegilor și prietenilor mei pe care am cunoscut în timp. Le mulțumesc pentru faptul că m-au primit în familia pe care am format-o tot noi și telespectatorilor, fiindcă au răbdare și cu cei care bat la ușa afirmării și le doresc tuturor un an cât mai reușit. Din experiența pe care ai acumulat-o până acum, din tot ce ai trăit până acum, dacă ar fi să alegi un singur cuvânt sau un singur sfat pentru cei care vin acum, sunt la început de drum, ce le-ai spune? Perseverență, pasiune, foarte multă pasiune, fiindcă în muzică mergi mai departe datorită dorinței. Să ne iubim mai puțin pe noi înșine, asta ne face să ne, adică să nu ne dăm atâta importanță, fiindcă oricum în istorie și în muzici lucrurile trec altfel decât ne imaginăm noi. Să încerce să fie cât mai raționali, fiindcă de multe ori emoția și pateticul din domeniul artei a făcut mult rău. Și să încerce să fie original pe cât este posibil.
Mulțumim foarte mult, Nicu, pentru prezența ta în emisiunea noastră și aș dori ca acum să le adresezi o urare de început de an telespectatorilor noștri. Telespectatorilor le doresc să aibă un an cât mai bun, cât mai reușit, să aibă un an cât mai prosper, să se întâmple tot ce nu s-a întâmplat până acum și să ne revedem cu bine. Mulțumim din suflet, Nicu Mânță. Doamnelor și domnilor, emisiunea Magazin Folcloric merge mai departe. Din acazuri să nu știi. Așa în anii, în anii,
Pentru că anul acesta este un an dedicat meșterilor iconar, vă invit și pe dumneavoastră să rămâneți alături de noi, pentru că am realizat un material cu niște mici artiști iconari la Sibiu. Sibiu, un oraș învăluit în istorie și tradiție. Așezat în inima țării, la răscruce de drumuri, Sibiul este una dintre cele mai reprezentative cetăți ale culturii și tradiției românești. Undeva în inima orașului am descoperit un mic atelier de pictură religioasă pe sticlă. Meșterii iconari sunt copii talentați, care iubesc frumosul, tradiția, biserica. Damaris are 13 ani și a descoperit talentul la pictură în urmă cu doar un an. Ne mărturisește cu emoție că atunci când pictează este învăluită în liniște și o bucurie ce nu poate fi descrisă în cuvinte, deoarece acest har nu este dat oricui. Maica Domnului nu dă darul acesta oricui, bineînțeles, dar ai nevoie de multă pregătire, pentru că una e să pictezi pe hârtie unde n-ai nevoie să faci umbre, nu faci cu marcă, nu. Și una este să pictezi pe icoană, pe sticlă, unde avem markerul. Cu markerul facem liniile, adică conturul. Și dacă dăm imediat cu mai multă pensula de mai multe ori pe marker, se poate lua și trebuie să începem totul de la început. A realizat deja 6 picturi, însă cea mai dragă este cea la care lucrează acum. Aceasta care am început-o acum mi se pare deosebită, deoarece Maica Domnului îl iubește foarte mult pe Domnul Iisus Hristos, este mama lui și exprimă dragoste, cât de mult își iubește o mamă fiul și e ceva deosebit, nu pot să exprim prin cuvinte. Camelia Vârtopeanu, meșter iconar, este cea care le împărtășește copiilor din tainele picturii religioase pe sticlă. Cu multă răbdare îi învață, îi sfătuiește, îi călăuzește. Sunt foarte bucuroasă că avem aici mici meșteri iconari care lucrează foarte frumos, cu multă dragoste, cu multă atenție și sunt convinsă că lucrările noastre vor fi unele dintre cele mai frumoase. Dar Viana are 15 ani și este cel mai nou membru al atelierului. Pictează de la 9 ani, însă icoane de puțin timp. Pictura este un dar moștenit. Atât tatăl, cât și unchiul ei au acest har. Pe sticlă este mult mai greu să pictezi, deoarece nu poți șterge. Dacă dai de mai multe ori, liniile se pot duce. Este o tehnică specială a umbrelor, nu este ca pe hârtie unde poți șterge cu guma de șters sau mai poți da puțin alb peste sau negru. Emoționată, ne-a mărturisit că pentru a realiza o pictură religioasă este nevoie de multă pregătire, mai ales duhovnicească. Prima dată când am pictat o icoană, nu reușeam nici cum să fac fața, am tremurat mâna foarte tare, iar doamna Camelia mi-a spus că probabil trebuie să mă rog mai mult. Și a doua oară? Și a doua oară am reușit mult mai bine. După ce te-ai rugat? Da, m-am rugat, a fost liniște și am reușit să pictez. Prima icoană pe care a realizat-o a reușit să o termine în 2 zile și este tare mândră de ea. Acum a început o nouă lucrare. Începe o pictură a Maicii Domnului, care ține prunc în brațe, în jur mai sunt și niște îngeri și niște crini, pentru că crinii sunt florile Maicii Domnului. Tehnica picturii pe sticlă diferă mult de cea pe oricare alt suport. Continuăm, Denisa, cu culoarea verde,
Da. Da? Să terminăm interiorul. Da. După care o să facem frunzulițele și să mergem, să încercăm să facem în degrade, da? Da, și aici o să adaug prima dată culori cu albastru. Prima dată culorile deschise și apoi cele închise, pentru că lucrăm invers pe sticlă, da? E diferit față de tehnica picturii pe lemn. Da. E bine să lucrăm cu cât mai puțină apă ca să rămână suprafața acoperită, da? Și te verifici exact așa, da. În momentul în care o ridici, atunci vezi dacă îți rămân locuri libere și unde trebuie să mai umplem, da? Un alt membru al atelierului de pictură pe sticlă este Denisa. Nici ea nu pictează de mult, dar o face cu tot sufletul, cu multă pasiune și răbdare. Pe viitor, își dorește să aibă propriul atelier de pictură. Această pasiune a venit dintr-o joacă mai mult, deoarece pe strada Dealului, la biserică, au fost niște ateliere creștine și învățam pe copii să picteze pe sticlă. Și din această mică pasiune, să spun așa, pentru alți copii, a devenit a mea. Am ales pictura religioasă, deoarece este o altfel de artă. Cel mai mult îmi place să pictez pe sticlă, pentru că îmi place să mă concentrez și trebuie o anumită concentrare și nu este neapărat mai ușor, dar este altfel arată o pictură pe sticlă, care poate semăna cu un tablou sau o ramă de poză, și altfel arată o pictură pe foaie sau pe altfel de suport. Te poți considera un mic meșter iconar? Da, mă consider un mic meșter iconar. Alexandra, un alt mic meșter iconar, a moștenit această pasiune de la mama ei. În familia mea mai pictează mama, care are un talent deosebit de a picta și are un atelier deja și vreau să moștenesc acest talent de la ea. Are doar 12 ani, dar știe deja ce își dorește să devină când va fi mare. Și aș vrea să mă fac educator la o grădiniță creștină. Vreau să învăț să și picteze, să învețe rugăciuni de mici, să își facă cruce de când sunt mici. Așadar, în reportajul de astăzi, am descoperit un crâmpei din ceea ce, în anul 2017, vom comemora anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești. Săniuța fuge, nimeni nu ajunge, are dor de ducă, parcă ar fi nălucă. Pe vremea asta ne-ar fi bună și nouă, Săniuță, să călătorim prin țară, să vedem elemente de port popular. Dar noi suntem la Muzeul Național al Satului și o avem alături de noi pe doamna Doina Ișfononi, care ne va prezenta aceste frumoase haine ale românilor în rubrica Elemente de port popular. Bună ziua, stimați telespectatori! Iată-ne din nou împreună la binecunoscuta rubrică Elemente de port popular. Astăzi vom fi părtași la o bucurie specială pentru a cunoaște un costum de sărbătoare din zona Buzăului de Munte. Vom fi împreună pentru a vedea aceste piese de tezaur, aceste piese rare care practic aparțin sfârșitului de secol al XIX-lea și care aduce în atenție piese unicat, piese pe care creatorii din zona de munte, e vorba de bisoca, de mânzeleși, de lopătari, le-au creat cu cel puțin 100 și ceva de ani în urmă, prezentându-vă aceste speciale compoziții atât în privința
privința costumului femeiesc, cât și a celui bărbătesc. Costumul de femeie are, spuneam, câteva particularități pe care o să le găsim numai aici. În primul rând, observați lungimea excepțională a mânecii. Mâneca acestei cămăși, altfel de tip carpatic, cu toate bucățile de pânză încrețite în jurul gâtului, pe celebru guler bentiță, are un element special și anume această alpiță îngrădită, e vorba de registre care sunt, după câte bine vedeți, delimitate prin fire de aur și argint și care era croită separat pentru a conferi umărului nu o amplitudine prea mare, ci dimpotrivă o dimensiune de normalitate, după care mâneca, prin binecunoscutul încreț, adică strângerea pânzei pe această cusătură de un geometrism perfect, adună lățimea pânzei, care apoi mânecă se strânge pe această manșetă îngustă, minunat brodată. Broderia este iarăși un element de mare frumusețe și iarăși aproape de mare vechime. E vorba de punctul bătrânesc, punctul buclat, punctul care dă broderiei un relief cu totul special, iar modalitatea în care sunt dispuse aceste râuri, aceste piezuri, adică oblice, o fac ca să fie iarăși cu totul deosebită în tipologia costumului și a ornamenticii tradiționale române. Pieptul, ca de obicei, este marcat de aceleași registre, aceleași râuri, iar gura este frumos delimitată prin șiruri de broderie, de asemenea prin firul de aur și argint cusut în punctul lănțișor. Un alt element de mare spectaculozitate este această fotă. Fota de Buzău, de fapt, fota Buzăului de munte, fota de Râmnicu Sărat, cum mai este cunoscută ea, este o fotă care se înscrie în tipologia fotei românești, acea bucată dreptunghiulară de țesătură, dar care în față are această vărgătură pe roșu, alternândă cu rânduri bogate de alesături, în linică policromă și în aceste fire de argint. În vechime, această fotă era cusută din două bucăți asamblate pe orizontală. Treptat însă ea devine dintr-o bucată, dar iarăși o particularitate, spatele are un registru bogat de broderie care o face și o singularizează în portul românesc. Este un costum de sărbătoare, este un costum fastuos, la care betele sunt de asemenea bete cu mărgele, împodobite la capete cu canafi. Un lucru special pe care îl găsim doar în câteva locuri din țară este modul de găteală al capului. Este prezența fesului vișiniu, fesul pe care nevestele îl primeau în momentul căsătoriei și care se poartă întotdeauna pe sub maramă, pe sub ștergarul învărgat, conferind, dacă vreți, ținutei din podoaba capului o anumită monumentalitate. Pe acest fes îl mai găsim în Romanaț, îl mai găsim de asemenea pe Valea Bistriței Moldovene. În ceea ce privește costumul de bărbat, este și el bogat împodobit, de asta dată cu un tip de broderie care amintește de zona mai de spre câmpie. Știm, Buzăul are cele două delimitări, atât în zona montană, de aceea și cămașa femească se mai numește și mocănească, și partea de sud. Practic, iată, ne-am căsătorit sudul cu nordul. Această cămașă splendidă are ca principală podoabă, în primul rând, șabacele. Este vorba de broderia pe fire trase și tăiate, alternând cu suita de cerculețe, iar în textura pânzei se vede această calitate a dungilor care creează o anumită ritmică și care conferă de asemenea și o posibilitate decorativă suplimentară. Cămașa se încadrează tipului cu platcă, iar modul în care se închide la gât este gulerul drept, brodat întotdeauna cu mătase puțin galbene. Frapează lungimea acestei cămăși și tivul împodobit și cu colțișori, dar de asemenea cu un registru de broderie spartă.
Mâneca se termină întotdeauna cu pumnaș, cu aceste manșete la fel decorate ca și gulerul, și observăm și cusătura pe crețuri, care este tipică pentru strângerea lărgimii mânecii. În timpul iernii se poartă întotdeauna cioarecii din dimie albă, iar caracteristic Buzăului, podoaba de fapt a acestui costum, este brâul îmbobocit. Brâul îmbobocit este această fantastică alesătură care întotdeauna este o măestrie din partea femeii, pe care întotdeauna, ca și la costumul femeiesc, o pune în valoare relația dintre lânica poli cromă și firul argintat sau aurit. Brâul este un brâulat, brâul roșu, brâul de peste 30 de centimetri, care lasă totdeauna pe partea dreaptă o bucată dintr-un capăt vizibil. La aceste piese, întotdeauna bărbatul asocia pălăria pentru vremea de vară, iar pentru vremea de iarnă, în zona de munte, este căciula rotundă, mocănească, iar în zona de câmpie este căciula țuguiată, dar cu țuguiul înfundat. Din acest punct de vedere, vă prezentăm aceste piese speciale, pentru a putea vedea și compara ceea ce înseamnă, dacă vreți, într-un singur județ, valoarea costumului și nenumăratele sale variante. Buzăul este un teritoriu în care relația dintre munte și câmpie aduce cu sine nenumărate modalități de ilustrare a diversității în unitate. De asemenea, ca și în multe alte părți ale României, vedem această bogăție a broderiei, această fantastică creativitate care se manifestă în general atât în costumul femeiesc și în broderia sa, dar întotdeauna spre echilibru este și costumul bărbătesc în aceeași manieră. Vă mulțumim! Astăzi am fost împreună într-o zonă minunată, Buzăul, care ne-a adus, iată, în preajma două costume de patrimoniu. Le puteți revedea la Muzeul Satului din București pentru a vă putea bucura cu ochii dumneavoastră de ceea ce înseamnă măestrie, performanță și bun gust. Vă așteptăm și duminica viitoare la Trinitas TV, la aceeași binecunoscută rubrică Elemente de port popular în cadrul magazinului Folcloric. M-am așezat lângă cuptor, deși nu mai arde focul în el, pentru că vreau să vă prezint în rubrica ce urmează un obiect specific bucovinean, mai exact o formă de cozonac. Așadar, dacă nu simțiți încă mirosul, rămâneți alături de noi, pentru că urmează Dicționar Etnografic. Confecționată din argilă comună, frământată, modelată pe roată, arsă odată, smălțuită și apoi arsă a doua oară. Întâlnită în special în Bucovina și Transilvania, forma de cozonac din ceramică este rotundă, asemeni soarelui. De fapt, tradiția spune că toate aluaturile preparate în perioada solstițiară au formă rotundă. Cozonacul rotund era folosit pentru mesele festive, în general ca ofrandă pentru cei trecuți la cele veșnice. Dimensiunea vasului de cozonac nu este foarte mare, iar pentru înfrumusețarea aluatului, forma din ceramică prezintă întotdeauna, pe interior, acele mici caneluri colorate. Cozonacul era copt în cuptorul mare, încălzit cu lemne. Asemenea forme din ceramică erau confecționate de către meșteri olari din majoritatea centrelor țărănești de olărie din România. În imagini avem un model confecționat în Transilvania, în zona Hălmăgel, identificat prin stropii verzi folosiți, marcă identitară pentru această zonă.
Mi-am luat cai frumos o sănioară, hai dai cai mândri de la munte, ca mândruță multe, și-ai pornit la drum printre cutii. Pistivei răsună zurgălăi, hai nicăieri nu sfete mai frumoase, ca aici la mine acasă în Bucovina noastră. Of, Doamne, cât tare-s drăgăstoase, hai pistivei răsună zurgălăi. Hai sănioare cu doi cai, mă porți ca prin rai, mai pisti opcin, pisti munți, hai didicăiuți, mai de la Dorna la Humor, prin țara fajilor, mai Bucovina-i plaiul meu de dor. Ușor mergând apar în zare, sati fără samanare, ca la sărbătoare, parcă se deschide raiul în cale. Pistivei răsună zurgălăi, hai ca-ntr-o salbă de mărgăritare, hai printre șerpi și căprioare și multe izvoare, mănăstiri cu hramul azi mare. Hai pistivei răsună zurgălăi, hai sănioare cu doi cai, mă porți ca prin rai, mai pisti opcin, pisti munți, hai didicăiuți, mai de la Dorna la Humor, prin țara fajilor, mai Bucovina-i plaiul meu de dor. Bucovina, mândra mea grădină, mi-ai dat viață și lumină și o inimă bună, și cu tine dorul meu salină. Hai pistivei răsună zurgălăi, hai și când toi străbate lumea largă, tot omul o să înțeleagă cât îmi ești de dragă și poftesc să vină ca să vadă. Hai pistivei răsună zurgălăi, hai sănioare cu doi cai, mă porți ca prin rai, mai pisti opcin, pisti munți, hai didicăiuți, mai de la Dorna la Humor, prin țara fagilor, mai Bucovina-i plaiul meu de dor. Hai sănioare cu doi cai, mă porți ca prin rai, mai pisti opcin, pisti munți, hai didicăiuți, mai de la Dorna la Humor, prin țara fagilor, mai Bucovina-i plaiul meu de dor. Hei, hei! Și astăzi am cântat, am dansat și v-am prezentat materiale inedite. Ne bucurăm că duminică de duminică ne sunteți alături și vă invităm să ne scrieți în continuare pe adresa redacției, dar și pe pagina noastră de Facebook. Vă mai suntem recunoscători pentru toate like-urile pe care le primim pe adresa noastră de Facebook. Vă invităm în continuare pe pagina noastră, Magazin Folcloric, pentru că acolo veți descoperi lucruri care cred eu că vă vor plăcea. Până duminica viitoare, Paula Nanie și Andreea Haisan vă urează toate cele bune! La 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 la
pleacă pe ușor, la 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 da da, să-ți șoptez vorbe de dor, la 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 da da da. Sărbătoare ori zi de lucru, la 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 da da, tot la dragoste stă gândul, la 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 da da da, de îi dulce ori amară, la 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 da da, nu poți fără ea o sară.